Astăzi discutăm despre 10 lucruri pe care nu le suport eu la mașina mea Tesla Model 3. Înainte să începem, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți content cu Tesla. Următorul video o să fie 10 lucruri pe care le ador la mașina asta. Așa că haideți să dăm drumul la treabă, să nu mai stăm la discuții. Este pentru prima dată când fac un car vlog singur. Suntem singuri în mașina, avem și un alt unghi. Să-mi spuneți cum vi se pare. Suntem undeva la mama naibii lângă București. Nu aveam intenția să încep vlogul de aici, dar mi-a dat eroare GoPro-ul și a trebuit să încep de aici până la urmă. Haideți să dăm drumul la treabă și plecăm direct cu... Și gata, avem limita legală. Înainte să începem, vreau să-mi spuneți neapărat în comentarii ce nu vă place vouă la mașina asta. Sunt tare curios să vă văd părerile și dacă cumva se vor regăsi și în chestiile pe care mie nu-mi plac. Sunt tare curios. De-a lungul acestor luni mi-am notat eu în notes câteva lucruri care nu le suport eu la mașina asta, ca să-mi fie ușor să fac acest video, pentru că aveam intenția de la bun început să fac clipul ăsta. Așa că haideți să vedem. Pe primul plan avem semnalizarea de la Tesla. Și de ce nu-mi place mie semnalizarea de la Tesla și e greu să te obișnuiești cu ea? Din câte am înțeles, este și la mașinile mai scumpe această semnalizare, dar nu știu încă dacă ești la Mercedes-urile mai noi sau mai știu ce, dar ideea este că semnalizarea, odată ce ai dat semnal stânga, revine în aceeași poziție, adică și când dai semnal mai adânc, rămâne semnalul. Am mai povestit asta într-un vlog, este enervant pentru că uneori te trezești că nu mai ai semnal și nu-l auzi că revine, pentru că nu e un semnal normal și pur și simplu vrei să faci o manevră și te trezești că nu ai semnalul. Sau poate te trezești uneori că ai rămas cu semnalul pornit. Mamă, acum mi-am dat eu accelerație de m-a dat pe spate pe mine mașina, deci... Chiar încă nu se sesizez cât de puternică e mașina. Apăs foarte ușor pe accelerație și într-o dată, dacă nu te aștepți, îi dai așa și te duce, frate, pe spate. Bine, acum eram pregătit de asta, nici nu m-am dus așa pe spate. Dar dacă nu ești pe fază, te ia mașina asta prin surprindere, nu aveți idee. Pe punctul 2, un lucru destul de important, putem spune spațiul pentru pasagerii din spate. Nu este chiar așa de spațioasă pentru pasagerii din spate la drum lung, dacă șoferul e așa mai înalt sau dacă cei din spate sunt destul de înalți, cu siguranță nu prea o să stea neapărat așa comod, pentru că și podeaua este mai înaltă și nu este o poziție extrem de comodă la drum lung pentru pasagerii din spate, pentru că nu e așa de mult spațiu. Este spațiu normal acolo, dar dacă sunteți doi înalți, nu prea e combinație, știi? Asta e diferența față de Model 3 și Model Y, unde Model Y cu siguranță ai destul spațiu, asta cu siguranță. Asta e diferența între Model 3 și Model Y, unde acolo cu siguranță ai mult mai mult spațiu la toate categoriile, pentru că este o mașină mai mare, este un SUV, dar în principal este cam aceeași mașină ca asta. E verde? Hai mă, că nici... Mamă, dar ține aia în mână, nici nu-ți dai seama dacă e verde, mi-a arătat și roșu și verde, nu mai înțelegeam nimic, ești nebun. Pe locul 3 avem... Deși navigația la mașina asta este foarte bună, e bazată pe Google Maps, e foarte ok, adică și pentru trafic e destul de ok, nu este la fel de bună ca Waze-ul. Și asta este un minus, pentru că eu nu pot pune Waze pe Tesla. Nu avem Apple CarPlay sau Android Auto pe Tesla. Asta este un minus destul de mare pentru unii, pentru că unii sunt obișnuiți să folosească Apple CarPlay sau Android Auto. Îți poți face treaba destul de bine și cu ăsta de la Tesla, adică cu siguranță îți faci treaba destul de bine. Route Planner-ul ăsta de la Tesla e super mișto, pentru că spune și cu cât ajungi și cu cât ar trebui să mergi și toate astea. Dar ar merge să ai și Waze-ul, în principal pentru dacă cumva e o poliție, dacă cumva e... se întâmplă ceva, accident, trafic, e un pic mai precis la trafic, după părerea mea, Waze-ul, mai ales prin București. Există o metodă prin care poți să spui Android Auto / Apple CarPlay, dar e mai o șmecherie așa prin browser, mai se mișcă nașpa, nu e direct de la Tesla și e destul de nașpa, adică nu văd rostul neapărat să te bagi la creație decât dacă vrei neapărat mult. Și dă-i tată! Mamă, cum se duce! Pe locul 4 avem torpedoul. Torpedoul la mașina asta este mult mai mic decât mă așteptam. În clipuri părea poate un pic mai mare, dar chiar este mic după părerea mea, adică e destul de micuț. Mă așteptam să fie mai mare. Este acceptabil, acum ce putem spune? Mă așteptam să fie mai mare, este un dezavantaj, chestia asta nu-mi prea place, că mă așteptam să fie mai mare. Pe locul 5 avem butonul de avarii. Butonul de avarii este poziționat într-un loc foarte ciudat, exact aici. Aici e poziționat butonul de avarii. Tocmai aici. Și e foarte ciudat, pentru că vrei să mai mulțumești și tu vrei să mai folosești uneori și te uiți pe aici, pe undeva unde ar putea fi și de unde că e aici. Știi, într-un loc mai ciudățel. După mine nu-mi prea place, cel puțin, butonul ăsta că e aici sus. Unii zic că, mamă, ce mișto că e acolo sus. Nu știu ce ar fi mișto în asta, dar, în fine. Pe locul 6 avem mânerele de la uși.
mânerele de la uși. Și care ar fi problema cu mânerele de la uși? Mie unul îmi plac. M-am obișnuit cu ele, nu am absolut nicio problemă cu ele. Dar problema este că pe timp de iarnă, când este o ploaie înghețată sau mai știu eu ce, îngheață și după nu mai pot să mai deschizi, pentru că fiind în interior, trebuie să preîncălzești mașina ca să se mai dezghețe ușa, să poți să intri cum trebuie în mașină. Latch won't open, so I'm going to show you a little trick. Ta-da! Pe lângă treaba asta că poate îngheța destul de ușor mânerul, multă lume mă întreabă uneori și cum se deschide mașina și e destul de enervant treaba asta, mai ales și din interior când trebuie să te grăbești să coboare, nu mai știe cum să coboare pentru că e un buton, nu e complicat, dar multă lume nu știe cum să coboare pentru că te aștepți să tragi de ceva, știi? Dacă încolo este un buton la Tesla Model 3. Continuând topul, pe locul 7 avem autonomia pe timp de iarnă. E un lucru care te poate enerva la orice mașină electrică, pentru că scade în jur de vreo 30-40% capacitatea bateriei și te poate enerva destul de mult. Eu, unul, spre exemplu, cred că am trecut destul de ok, bine, încă nu suntem în mijlocul iernii, dar afară sunt 13 grade, asta e altă discuție. Dar când a fost frig și am mai mers pe la munte și am dat de minus grade, minus 6 grade, mașina se descurca destul de ok. Se vede o diferență în autonomie când mergi pe temperaturi reci, dar mașina asta face față destul de ok prin câte am experimentat eu. Adică am mers pe mașina asta, chiar am testat-o prin zăpadă, ca lumea zăpadă. Am testat-o pe temperaturi de cel mult minus 7 grade, minus 6 grade când am fost în vârf pe platoul Bucegi. Se descurcă destul de ok, dar ăsta este un minus la orice mașină electrică și a trebuit să-l pun și aici pentru că mă enervează treaba asta, că practic mergi mai des la încărcat sau încarci mai des când e iarnă. Un alt minus pe locul 8 avem, nu are deloc lumini ambientale. Deloc nu are lumini ambientale și ar fi mers acolo cât un pic de lumină în interior câte așa, adică pe timp de noapte dacă nu i-aș fi pus eu lumina ambientală super frumos, care oricum a costat 20 de euro și arată genial cu ea. Multă lume mi-a zis că zici că e de la Tesla cum e instalată pe aici, decât asta de bord se vede că ar fi pusă de mine. Pentru prețul de 20 de euro își face treaba, adică chiar își face treaba. Ar fi putut și ei să le pună direct de la Tesla. Nu înțeleg de ce absolut nicio Tesla, nici cele mai scumpe Tesla de peste 100.000 de euro, nu au deloc lumini ambientale. Pe locul 9 se leagă puțin și de locul 8. Mașina vine cu multe chestii pe care și modelele scumpe le au, dar sunt dezactivate. Spre exemplu, mașina asta are boxe aici, tweeterele astea, două din față. Eu le am, boxele sunt instalate, dar nu funcționează. Pentru că Tesla și-a decis să nu am atât de multe boxe, pentru ca modelele long range slash performance să aibă un sistem audio un pic mai bun, ca să se mai justifice un pic, pentru a se justifica un pic mai mult prețul la mașinile mai scumpe. Eu nu am acces la boxele astea, deși le am. Pentru tweeterele astea din față, două din partea asta, două din partea aia, nu le pot folosi, deși există. Multe chestii mașina asta le are, dar încă nu le face, pentru ca să le poată face într-un update eventual, când mașina devine din ce în ce mai deșteaptă. Ăsta e un avantaj care o să fie în clipul în care o să explic ce îmi place mie la mașina asta cel mai mult. Pe locul 10 este mai mult așa de umplutură. Pot spune legat de suspensii, mi se par cam rigidă, adică mașina mi se pare destul de rigidă. Bine, este o mașină grea și suspensiile nu sunt reglabile, spre exemplu de mașinile mai scumpe de la Tesla care sunt pe perne de aer, Model S, Model X. Mașina asta are suspensii normale și mi se par o idee destul de rigide, după părerea mea. Evident, nu sunt la fel de rigide cum sunt pe performance, pentru că multă lume se plânge care au performance că parcă e prea rigidă, efectiv prea dureroasă când e o groapă cu performance, nu este deloc la fel de rigidă, dar mi se pare destul de rigidă și suspensia asta față de alte mașini pe care le-am mai condus eu. Spre exemplu, Skoda mai nouă sau un Renault mai nou, mi se par că au suspensiile mult mai moi și direcția la fel, mult mai moale față de Tesla. Direcția nu e neapărat un minus pentru mine, eu m-am obișnuit, îmi place cum e direcția. Cam atât cu acest video, nu uitați să spuneți acolo în comentarii ce nu vă place vouă la mașina asta, sunt curios să citesc acolo comentarii și o să vă las o inimioară. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!